sindicat, deci este membru deja activ din luna ianuarie 2018 și a stat în stand-by până acum, în momentul ăsta, când a vrut, vrea să se implice cu adevărat. A fost un politic, este un politic și știe cu ce se mănâncă și ce jocuri sunt la mijloc. De asta dumnealui a vrut și vrea până la urmă să intre în Sindicatul Apicultorilor România. Nu va fi la ședința Consiliului Național, poate știți că a avut un accident. Da, da. Dar fără doar și poate, voi propune în funcție de vicepreședinte pe tehnologie apicolă. Mi-ar dori din suflet, dacă mai aveți noastră timp și oportunitate, aș vrea să discutăm totuși de subiectul ăsta legat de mortalitate, ceea ce se întâmplă la ora actuală, că e bine venit și să știe toți apicultorii, să conștientizeze ce greșeli au făcut în tehnologie apicolă și să repare ceea ce au făcut, când mai au posibilitatea. În următoarele ediții am, cum spuneam, programată partea aceasta legislativă, ce trebuie să, ce datorii și obligații are apicultorul pentru a fi legal pe bine, atât pastoral sau staționar, ce trebuie să facă în contextul în care se întâmplă mortalitate și care procedura corect legală, ce acte trebuie să aibă și ce acte trebuie să obțină și pe urmă cum se poate adresa mai departe în cameră. E o solicitare din vară, mi-au pus colegii punctul pe ei să o obținem până... Voi veni în misiune cu mare drag. Felicitări pentru domnul Constantin, pentru modul de expunere, pentru caracterul dumnealui și ceea ce a spus pe acest live. Mi-ar face o deosebită plăcere dacă dumnealui poate veni la ședința Consiliului Național în calitate de apicultor, nu? Până la urmă. Mulțumesc, da, mulțumesc pentru invitație. Felicitări, vă doresc și toată stima și pentru dumneavoastră, pentru modul de expunere și așa, de oameni, de asemenea corectitudine avem nevoie, oameni de calitate. Cum sunteți dumneavoastră, cum e domnul Nistor, asta înseamnă să conlucrăm și să vorbim, că dacă nu cunoaștem legislația, ne împiedicăm până la urmă. Ați văzut și domnul Tinu accentuat, pentru că eu știu unde bate și cu cine ține și asta este, cu Romapis, cu ACA, dar... Păi auziți, dacă sunt interese care nu ne convin, tocmai asta e punctul de pornire în dialog, așa zic. Spun domnul Constantin, asta este adevărul. Eu cunosc toate jocurile din cadrul ministerului și tot ceea ce să nu, bănuiesc că nu ne aude nimeni, nu domnul Nistor? Nu, suntem doar noi trei, cine să ne mai audă, da, în fiată emisiune. Știu toate jocurile de, care sunt de culise în spatele paravanului, așa zis. Din 7,5 milioane din euro, 5 milioane s-au dus pe morți în programul național apicol și de anul ăsta și de anul trecut. De ce credeți dumneavoastră că înainte pornea cu 50 de familii apicultorul ca să facă PNA? Și dintr-o dată brusc a căzut la o familie, cumperi 75, care trebuie să dețină. Atenție, nu mai trebuie nici măcar să se ducă să se autorizeze la DSV. Atenție, deci când depui documentația, care înainte o depuneai, de să fie autorizat de Direcția Sanitară Veterinară, înregistrat sau autorizat ca exploatație apicolă comercială. Și cine te verifică până la una? ANZ-ul, care e mână-mână cu ACA, scurt și la obiect. Pe cine? Adică ei să verifică unul pe altul? Asta e realitatea. Asta e realitatea. E dureroasă, rău de tot. Bine, punctual sunt probleme tot pasul. Asta e numai o parte a tabloului, să zicem. Dar e explicator la cer, domnul Constantin, de ceea ce fac. Deci nu mai țin cont, nu țin cont de nimic, nu ține cont de rasă, nu interesează altă rasă, nu interesează hibrid, nu interesează absolut nimic. Banii. Domnul Dan, rasele sau liberalizarea raselor nu mai sunt un subiect care să fie de interes larg al apicultorilor. Oamenii oricum știu să se descurce. Da, bineînțeles. A fost caz, știu un caz în care l-au controlat în sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, și eu verificat toate actele și musei să ducă să vadă și albine, dar nu albinele, dacă sunt familii, să vadă că bâzâie, să vadă regine, să-i facă poze. Omul a pus pe vecin să filmeze, a pus mâna pe topor și i-a luat la alergat, i-a trecut printr-o apă, se întâmpla județul Cunedoara, a venit la 3 zile după aceea poliția de a recupera mașina funcționarilor publici. Da, da, așa le trebuie. Asta că omul știu să pună mâna pe topor. În schimb, lângă Făget, fiindcă i-a luat după 30, pe un apicultor în vârstă l-a luat după 30, cumpărase carnica din Austria, iar pe celălalt că avea un anunț pe Facebook.
Și SODU și-a făcut presiune asupra oamenilor și, fiind în vârstă necunoscător de legislație, i-a pus de omorât în fața funcționarilor publici de la MZ toate reginele care le-au existat. I-aș fi omorât, domnul Nistor. Deci n-aș fi putut să fac așa ceva, să-mi car să omor reginele. Deci nu se poate. O vedeți până unde a ajuns. Și n-au un laborator, atenție, de verificare a rasei respective. Măi, frate, de unde știi tu că... Să zice că-i Bacfas până la urmă. Eu zic că-i Apis mellifera. Demonstrează. Păi, dar nu cumva și în rasa Apis mellifera, în urma încrucișărilor cu trântori, care mama a fost cu tergit închis la culoare, apar măci galbene. Păi la ce mai discutăm, domnilor? Domnul Dan, eram la Bruxelles și na, încă nu mi se cunoștea, nu fuseseră informați colegii care ne însoțeau la Bruxelles cine sunt. Și la masă am mers la masă și mai ales, na, eram și în compania domnului Ciocan. Nu cunoșteam pe acolo decât pe domnul Bratu, eu nu am avut relații la Bruxelles cu domnul Bratu și am servit împreună în centru acolo, fiecare ce și-a comandat și era și domnul Fetea. Și așa, la un moment dat, am lansat întrebarea, domnule, uite, domnul Siceanu spune că există marker de ADN, că există măsurători morfologice și există un standard pe carpatina noastră. Da, l-a făcut, hai să vă spun eu secretul care este. L-a făcut Maria Dregan, am luat legătura cu ea, atenție, ca să o invit la o ședință a Sindicatului Apicultorilor România și totodată să pot să intru în posesia lucrării dumneei despre ecotipurile făcute în România pe diferite zone, cele 5 zone. Mi-a închis telefonul brusc. Am zis, cum se poate întâmpla acest lucru? Am aflat până la urmă că lucrarea dumneavoastră se află la Biblioteca Națională a României și la Facultatea de Agronomie. Nu se poate pune mâna pe ea. Vă spun ce se întâmplă. A plecat asta, Mateiasca, din institut. Știți de ce? Nu. Fie până la urmă că ea, hai să vă spun din culise, la ședința din ACA, în care am participat eu în postură de numărare a voturilor celor care au candidat implicit Fetea, Mălan, Laurențiu Roșu și cu Petre Moraru, eu am fost în comisie și am numărat voturile. A câștigat până la urmă Fetea. Prima poză care a făcut-o în postură de președinte a fost cu mine și cu Prahoveanu. Primii oameni dați afară din ACA de la conducere, când a preluat conducerea, a fost Puișorul și Prahoveanu. Așa. El plătește, atenție, plătește diferite persoane chiar dacă le-a scos afară. Popa, care era directorul complexului apicol, e afară, e plătit așa, lunar, Mateiasca, la fel, plătit lunar, ca să nu mai disimineze. Are la mână acte, în caz de cum mai în goarnă sau altceva, anunță ANAF-ul, instituțiile statului, DNA-ul, în fine, o întreagă instituții și o pleiadă de instituții. Și asta se întâmplă la ora actuală. Lucrează, este foarte bine documentat. Fetea este mult. Ce a zis domnul Fetea? Dați-mi voie să-l citesc. Era rușine să-l citesc, dar dați-mi voie să-l citesc. Dă-l mă încolo de prost, Siceanu, că n-are nimic. Cine a dat 300 de mii de euro să facă marker de ADN? Asta a spus-o la cine? Când am avut dezbaterea în plen, noi ne-am păpat timpul, domnul Fetea. Pe urmă, la reportajul pe care mi l-a luat doamna Dana, n-a fost difuzat nici măcar o secundă. Adică nu convenea, am stat neinspirat, am stat la masă cu domnul Fetea și cu domnul ministru. Și la un moment dat n-am mai avut răbdare, m-am umflat în mine când am auzit tot vorbindu-se de albina noastră și toate astea. Și i-am spus, domnule, hai să fim serioși. Seara trecută spuneați că nu există marker de ADN, nu există standard morfologic și acum albina noastră. Și când am fost foarte agresiv cu dânsul, replica dânsului a fost așa: lăsați-mă, domnule, că-mi provocați indigestie. Da? Păi, numai așa lucrează. Auziți, domnul Nistor, când mă vede până combinat sau vin la târguri apicole de la București, parcă zic că l-a văzut pe dracu. Deci mă urmărește personal, ați mai pomenit așa ceva? Eu am luat foc din următorul motiv. Nu neapărat că se vorbea de rasă. Dar domnul Bratu, în eleganța dânsului și în modul ăsta special de a fi, încerca încă o dată să fie ca cu mănuși, ca un gentleman, ca unul ca domnul Fetea. Și eu n-am mai suportat, nu mai suport chestia asta. Noi să fim fraierii pisoii pe care ei sunt maieștri în manipulare. Și atunci a luat foc. Și
I-am provocat indigestie la domnul Fetea. Bine că i-ați făcut asta, i-a provocat indigestie. Da, nu mă onorează, că de obicei îmi place să fiu calm. Dar... Nu știți, din plesele sarului, când am înființat filiala, l-am urmărit personal să văd unde se duce la ședință. Și am zis, mă, o să-i o trag la fieful lui de la Bihor. Și a avut adunare generală pentru alegerea președintelui pe Bihor. Nu i-a reușit cărțile, a fost ales omul care au vrut apicultorii. Dar a luase sala ACA, filiala ACA la Bihor, a luat sala la Continental. După care m-am interesat, am dat telefon pâș-pâș și am luat și eu sala imediat. A fost până la ora 1:13 a fost luată sala de către ACA. De la ora 1 până la 15 am luat-o eu. Am așezat benă cu sindicatul, eram cu alții și când a ieșit și de acolo nervos și m-a văzut, s-a negrit la față. Știți ce a făcut? Vă spun personal, la 1,5 metri a fugit pe lângă mine, pe lângă recepție și s-a dus. Deci nu poate să aibă un dialog cu mine. Dacă eu port un dialog, bună ziua, bușorul s-a întors și a plecat. Nu stăpânește deloc agricultura. Și altceva. E a treia mandat pe care îl ține la ora actuală. A schimbat statutul așa cum a vrut el. N-a fost conform cu realitatea. Au fost oameni care s-au ridicat, mai ales Radu Mălan, care el și oamenii de la Bihor, care nu și-a plătit cotizația de 2 lei, acea cotizație, și a făcut-o pe contabilă să facă falsuri în acte. Până acolo să merge domnul Nistor. Și atunci cu cine? Că zice Tinu Maftei. Păi Tinu Maftei e în branșa lor, domnul Nistor. E în branșa lor. Eu mă bucur că a intrat în emisiune. Că... A intrat când n-a avut ce să facă. Bă, care poate să-i pună pe val împotriva lui Puișor? Așa. Cine poate să fie? Zic, hai Tinule, tu ești, ai mai participat la ședințe cu Puișor. În felul acesta emisiunea a fost echilibrată. Da. A avut ocazie de dialog și nu poate nimeni să spună că... Poate mai derapat eu puțin legat, dar asta e situația, că el bulversează, că stați, că guvernul legiferează, că nu ACA, că nu ICD-au. Ei sunt hoții hoților, într-un cuvânt. Fiecare... Acum ce este bine, cât mai repede, dacă se poate realiza un draft. Da, un draft pentru viitoarea lege sau cum vedeți legea. O să discutăm, vă spun, emisiunea a fost urmărită de toți dușmanii noștri, inclusiv Fetea, inclusiv toți. Au urmărit-o pas cu pas și Lelior, sunt sigur. Pentru că eu l-am admonestat rău de tot pe Lelior. Gândiți-vă dumneavoastră că Lelior, la 4 ședințe după ce m-am luat tare de el, deci știți cum am strigat acolo domnul Nistor? În adunare. Deci era Fetea, era Dobrescu, era ăsta de la ANZ, Lelior, hoților, golanilor, nu vă mai săturați. Bă, dau cuvântul meu de onoare, să uitau toată lumea la mine, n-am mai putut să mai suport. Și ministrul urmărea de sus, că știam eu ce știam. Și pe urmă am avut eu grijă să dau, de ce ai făcut host pe Lelior? Uite aici, două pagini. A nebunit, pentru că sunt jocurile interne. Și cu Bătănoiu, și cu toți. Și atunci și pe urmă n-am mai avut curaj să vină. A venit numai Maria, de la ANZ. Dacă a făcut cineva bine, domnul Nistor, și ar fi bine să amintiți de omul ăsta, și vă spun cu mâna pe suflet că eu spun adevărul, a fost Cristi Giginel Șonea. El a ținut cu apicultorii până la un depărtat total. Deci asta a fost revelația lui și orgasmul lui Fetea și al lui Bătănoiu și al lui Lelior. Pentru că el era director, măcar a fost director general, a fost director, dar până la urmă l-a pus chef serviciu pe ameliorare, conservare și el nu vroia. A zis, băi, conform cu legislația și l-a aruncat, a făcut atâtea presiuni pe el până l-a aruncat afară. Și pe urmă au început să mă discrediteze la orice ședință din teritoriul Fetea, că mă sunau apicultorii, Șonea și Puișor. Au distrus sistemul, au vrut sistem de identificare, ei v-au făcut rău. Știți dumneavoastră, hoțul strigă hoții. Da. Și acum vă puneți întrebarea, de ce poate am avut așa ieșiri necontrolate sau am ajuns la capăt sau să pot să înțeleg pe oamenii ăștia, să-i fac să înțeleagă, păi oamenilor, aderați mă, nu veniți mă, dar eu mă dau la o parte mă. Eu mă dau, mâine mă dau, uite la ședința asta, propun eu personal să mă dau o parte. Vin omul unul în față, 700 de milioane am cheltuit domnul Nistor. Eu n-am central în casă.
Nu am palate. Veniți acum la mine și vedeți realitatea. Pereți crăpați în casă, câte și mai câte. Am făcut acea hală care am făcut-o la Caliubaș. Dar nu am, domnule, n-am avut niciun interes. A fost acest interes pentru apicultori. Să facem și pentru că eu de aici trăiesc, domnul ministru, eu nu trăiesc din altceva. Sunt interpelări la Program Național Apicol. Da, în fiecare an, ca am familii de mine, fac și lui soție și la copii. Este legal. Da. În la urmă, la fermă de publicare, nu mă se dă dreptul. Și este legal. Atât. Și am beneficiat de un 141 la început. Și altceva n-am nimic, domnule. Dar oamenii nu poate să discearnă. Îi termină calculatorul ăsta, informația, laptopul, îi foți puișorul. Și așa a plecat pe diversiune. Că vă repet încă o dată cu mâna pe inimă. Și dumneavoastră și domnul Constantin. ACA egal securitate. Să mă înțelegeți total, vă spun acest lucru. Toate spațiile alea respective aparțin securității. Au schimbat legea 99 și au înflorit-o frumos să le atragă la apicultori interesul, dar au vândut pavilionul expozițional de au făcut acel restaurant în spate la acel arab. Deci știu multe. Numai o dată, vă rog frumos, să dați troc cu terenul din Băneasa. Exact așa cum v-am spus eu. Dați pe Google și dați troc cu terenul din Băneasa. Să vedeți ce acolo. Vi se ridică părul. Acolo e realitatea. Iar pe Petre Moraru, dumneavoastră, îl ierte apicultor, l-a omorât domnule. După ce a ieșit președinte, l-a înlăturat din funcția aici de aului, l-a trimis la fermă, a distrus și ferma de acolo și omul i s-a pus pe suflet și a paralizat și a murit. Păi așa facem, ajunge să călcăm pe cadavre? E dureroasă. Eu des la vă înțeleg pe dumneavoastră, v-a scârbit efectiv. Și vă înțeleg perfect. Vă înțeleg perfect. Să nu-mi dea proprie în voie, în propria țară, să mă facă să plec în sănătate, să nu pot să-mi desfășor în activitatea armonios și să câștig de pe urma activității mele. Domnul Dan, în primul interviu pe care l-avea soția mea cu președintele acelei instituții franceze, unde va fi angajată, va lucra la o instituție franceză de medicină muncii, o întrebat cu ce mă voi ocupa eu. Și na, ezita să spună și nu știa cum să pronunțe apicultor în engleză, că a fost în engleză. Și când i-a exprimat că sunt apicultor, apicultor, foarte uimit, au un respect francezii față de apicultori. Eu dacă m-aș duce în Franța ca informatician sau ca economist sau orice altă profesie pe care o am, de bază, să zicem electronist, n-aș fi apreciat ca imigrant sau ca apicultor, cum sunt apreciat ca apicultor. Sigur, domnul ministru. Dar nu pot să vă văd eu că va intra microbul în sânge și nu pot să vă văd eu așa că decât în fața colgatorului stați într-un birou și să nu mai coabitați cu energia din mijlocul albinului și cu mustițe și cu buzuitul lor. Mă am o lună și jumătate să fac un cerc apicol aici în Nord și să inițiez niște cursuri de apicultură. După care, după ce merg în Franța, primele luni vor fi destul de grele, da, încărcate. Da. Faci, înscrii copiii la școală, multe lucruri care trebuie să le facem. Iar după aceea, în programa mea este înființarea unui cerc apicol pentru românii care sunt acolo apicultori. Felicitări. Să vă ajute Dumnezeu, întreprindeți. Ce este la îndemână, clar voi face cursurile de partea de creșterea măcilor și de ce nu, dacă oamenii sunt orientați și pe lătișori de matcă și... Da. E un produs care se caută, are un preț special. 1000 de euro pe kilogram în Franța. Da, știu. Că, sincer, sunt mai tentat să fac lăptișor în Franța decât măci, deși și măcile sunt bine plătite. Mă credeți ce am făcut eu anul ăsta? Produse apicole colaterale. De ce v-am spus? Lăptișor, apilarnil. Apilarnilul, nu știu, dumneavoastră ați vrea să folosiți pompa de extracție sau îl extrageți altfel? Eu folosesc pompă de extracție. Ce folosești la lăptișor? Hai să vă spun eu o metodă mai simplistă și mai bună făcută de mine. Aveți rama clăditoare, o împărțiți în două, când pleacă din partea de sus, construiesc, o însămânțează, începe și jos să construiască, iar însămânțează. Există o diferențiere între cele două, ziceți, regiuni de faguri. Și atunci el căpăcește la 9 zile, da? Da. La 8 zile, jumate, 9. Când știți dumneavoastră că a căpăcit, a stăiat-o toată, că înainte o făceam cu pompița, la fel.
de vid ca să extrag cu ăsta, cum îi spune, compresor, cu o întreagă nebunie. Și pe urmă am încercat prin stoarcere, dar nu eram mulțumit. Stai că mai este cantitate, ce e bun e acolo. Și până la urmă am tăiat respectiva și am băgat în congelator. În momentul când bagi la congelator, ții 24 de ore, după care scoateți, ele se strâng în urma frigului, tăiați operculul și vă rămâne numai să bateți. Și iese larva respectivă. Simplu ca bună ziua. Întrebarea pe care eu mă pun în procesul acesta termin nu are o... Ziceți o deteriorare a produsului. 24 de ore. Nu, și puteți și 3-4 ore până îngheață puțin, până se restrânge și a scos. Nu aveți absolut nicio implicație, verificați-l, că după aceea știți foarte bine că îl țineți refrigerat. Nu puteți să-l țineți afară. Dar refrigerat după ce l-ai triturat. Absolut, fără doar și poate. Fără doar și poate. Da. Sigur, l-ai frecat, l-ai triturat, îl dau un consum, beneficiază foarte mulți oameni mai în vârstă și pentru potență și pentru alte afecțiuni, dar observația mea, altceva, nu știu, poate de numai părerea mea. Bărbații nu trebuie să consume lăptișor de matcă, domnul Nestor. Așa e. Este un hormon feminin. Am făcut greșeala, m-am mâncat în fund și am mâncat. De ce să mint acum să vă spun? Este un hormon feminin. Este exact pentru femei. Ce să vă spun? Consumat de soția mea, experiment în casă, verificat, ea consumă, a intrat la menopauză. Ce să vă spun? Ea a revenit din nou ciclu, toate afecțiunile, că este o candida, că este scurgeri, că are mâncărimi, că eu știu, are probleme, dispar toate. O energie și o vigoritate extraordinară, chiar și legat de actul sexual în sine. Deci vă spun cu mâna pe inimă. Nu vă mai spun, să simte bine, nu mai doare, aia, să simte bine cu creierul, gândește altfel, e plină de vitalitate și energie. Femeile să consume, domnul Nistor, nu dăm la bărbați, e pericol. Acum, iar la bărbați, eu aveți dreptate aici. Merge hormonul masculin, deci triturat larvar de trântor, de 9 zile, 8 zile, jumate. După ce s-a născut Daniel aici, eu am început să măresc capacitatea de lăptișor de matcă. Și da, ca orice om porticios, mâncam bine lăpticior, da? De la fiecare recoltare pe lăpticior. Am mâncat și larve simple când transvasați, ați văzut, poate. Da, și consecința știți care a fost? A apărut Ana. Da, foarte bine. Dumnezeu a fost cu dumneavoastră. A fost Daniel, a fost băiat. Da. Iar și atunci nu eram în faza de înființare, numai ce mă căsătorisem cu soția mea actuală. Da, prima mea a murit. A trimis că, nu știu, bărbatul dă sexul până la urmă, pentru că a fost și genele recesive dominante la dumneavoastră. Așa și a transmis. Pe urmă să transmit cale, la bunici, părinți, mamă. În schimb, e normal. Un alt efect negativ pe care este la lăptișor este în consumul abuziv. Dar în consumul abuziv, într-un mod constant, o cantitate mare, duce la risc de infarct miocardic la bărbat. Ia auziți, vedeți? Asta o discutam cu Radu Guțescu, spuneam că a fost zile în care eu am luat nu 10 grame de lăptișor, am luat 60 de grame de lăptișor pe zi. Și mi-a atras atenția, ai grijă că ăsta este un risc major. Da, păi 2 grame e cam benefic în fiecare zi să consum 2 grame, dar să faci o cură, eu știu, de o lună, o lună jumate, nu știu. Că nu am studii de apiterapeut, dar... și articole legate de acest aspect. Dar atât pot să vă spun cu adevărat. Deci din probat pe soție. Iar polenul, da, e polenul crud, nu polenul uscat. S-a terminat cu polenul uscat. În momentul apare pelicula aia aceea externă, exina, și iar grăunciorul de proteină se află numai în mijloc. Și păstura nu mai discutăm. Păstura adevărată este cea care e acoperită cu operculul de ceară și miere. Tu mă întoarnă târziu. Da. Nu, auziți, ați luat mașina aceea de păstură. Funcționează, domnul Nistor, sau mai trebuie adaptat ceva? Nu mai. Deci, un singur lucru care eu l-am găsit, dacă lucri la un volum mai mare și ai un flux, este partea aceea de pâlnie, de bunker. Ăla poate trebuie mărit puțin sau adaptat ceva la el încât să poți să pui mai mult. În schimb,
că e zgomotoasă, e zgomotoasă. E o mașină care are o centrifugă și oare o zdrobește. Nefolosită. Da. De 2 ani, 3 ani. Îmi pare rău, trebuie să o folosiți. O folosim, da. Eu când am luat soția, când ai zis, dat atâta bani mașina asta, ta dragă din gură. Am stat o noapte să am recoltat în 2 ore jumate doar 30 de grame. Cu asta, după ce am recoltat, nu știu, 5 kg a fost, am vândut, mi-am scos banii și m-am de recoltat. M-am de băgat în mașină. Așa este. Și de asta m-am îndreptat spre produsele colaterale. Mieri am lăsat după planul 2, ceea ce vinde soția la piață și e suficient. Dar produsele în sine au o valoare extraordinară. Eu nu am 20 de kilograme de miere în casă. Eu nu fac tonele. Eu fac mai puțină. Că nu-i zona mielifera. Da. Așa. Și credeți-mă, nu mai am. Fiindcă ce a fost de vândut s-a vândut. Am băgat și am făcut și hidromel. Trebuia să-l trag, dar încă mai fermentează. Vreau să am de sărbători. Și așa. Deci se pot face multe alte produse. E un produs care iar trebuie luat în atenție hidromelul. Și să nu uităm implicațiile consumatorului din țara noastră. A început să consume mult mai mult, din ce în ce mai mult și interacționează cu cei care produc cu adevărat. Fără site-uri, să mai lege de site-uri, fără magazine. Vine și vorbește cu producătorul. Colegul de la care pe mine m-a mentorat pe producerea de hidromel, așa, el îmi spunea, mă, uite, am solicitări. Sunt profesor de muzică, basistul la grupa compact, un bun prieten și cunoaște localuri, fiindcă a cântat, na, are relații și spunea, sunt un număr important de restaurante și îmi cer hidromel. Eu nu am produs atâta hidromel câtă solicitare am să dau acum de Revelion. Da. Am făcut un hidromel acum vreo 20 ceva de ani. De atunci n-am mai pus mâna, nici m-am interesat de rețetă, cu toate că am cărți de specialitate de apicultură vechi de când mama m-a făcut. Acum știți cum stau lucrurile? Cărțile scriu lucrurile frumoase că le-am studiat și am pregătit câteva postări pe video, deci postări, videoclipuri de genul ăsta. Sunt câteva lucruri de culise, când, ca și în fiecare zonă a apiculturii, și când e vorba de urnare, și când e vorba de facerea mărcilor, și când e vorba de creșterea, sunt lucruri de finețuri, cum zicea regretatul Gică Romanescu. Da, finețe. Da, și aici, la hidromel, dacă eu vreau un hidromel, un tonic natural, trebuie să iau un calcul din ce miere îl fac, care e cantitatea de miere care o pun și care e procesul tehnologic. Dacă așa vreau e. Un hidromel care să ducă spre o băutură alcoolică, suavă, care să te încânte, abordez o altă miere, baza este aceeași, dar diferențe în fluxul tehnologic și cantitatea de miere. Ce miere pui și ce cantitate pui acolo? V-am înțeles. Și e faină treaba asta. Eu am degustat prima dată când am fost la Iași la domnul Relu Cojocaru, hidromel pe nume, hidromel autentic, nu doar că era etichetă, da? Un hidromel așa. Autentic și acolo era suav, nu era foarte alcoolic. În schimb, colegul de la Baia Mare mi-a trimis, a venit, mi-a dus la Caracal, că a avut concert, mi-a dus hidromel și avea două sorturi, unul în care avea polen în procesul tehnologic, și ca și gust ducea cum să-l citesc pe el vin o bere. Avea un gust foarte interesant, unic și celălalt doar din miere. Așa, și diferau. Erau alcoolice, erau băuturi alcoolice aceste care am înțeles el. Deci de asta spun, depinde cu ce scop și pe ce metodă îl folosești. Sigur. Da, ce să spunem? Domnul Constantin, o impresie? Deci, ce impresie? Sunt multe lucruri care le-aș dori pentru mine, că am și eu pornirile mele egoiste, dar... Da. No, e tot de profesionalism, e tot de pasiune, domnul Constantin. Că dacă nu există pasiune în ceea ce faci, nu orice întreprinzi, și mai ales în apicultură, și te gândești într-o dată la câștig, nu vei realiza nimic niciodată. Niciodată. De asta ne stă la îndemână, așa cum ați vorbit și dumneavoastră și ați explicat. E datoria noastră să învățăm pe ceilalți ce e bine, ce e rău, unde am greșit noi, să învețe din greșelile noastre și să facă și să adopte niște tehnologii moderne și să fie benefic pentru toată lumea. Să învețe până la urmă apicultură, că apicultorii români sunt recunoscuți peste hotare. Ei, sunt, dar s-au schimbat vremurile. Asta e, suntem nostalgici după vremurile apuse. Nu, 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 nu.
Nu, fără nostalgie pentru acele vremuri, ci vreau să scot în evidență altceva. E vorba de progres. Dacă aveți cumva cunoștință, s-a descoperit relativ de curând. Cheia progresului e o mărime statistică. Da. Depinde de numărul persoanelor implicate în domeniul care este vizat pentru progres. Foarte bine a spus. Foarte bine a spus. Deci dacă vrem progres în domeniul ăsta, în țara noastră, trebuie să avem în vedere că e o mărime statistică determinat care determină acest progres și acolo să o stimulăm, acolo să o umblăm. Oamenii preocupați de problemele apiculturii vor impune, nu mâine, nu peste noapte, sigur că nu, dar vor impune o anumită conduită a consumatorului, care este stimulul principal pentru producător, dar și al stuparului. Și putem filozofa pe calea asta mult și bine, că sunt multe, multe de spus aici. Dar în esență cam așa ar fi. Am înțeles perfect ideea noastră. De să v-am spus, mi-ar dori din suflet să veniți la Râmnic Sorat. Bănuiesc că nu știu ce zonă faceți parte. Poate exact, de parte. La Salonta, exact la Salonta, unde aveți noastră cei mai dragi colaboratori. Salonta. Vai de mine. Auziți, când am fost în Bihorade, am mai explicit la Continental, mi-a fost dat și m-am simțit o leacă altfel vis-a-vis de ceilalți, să vedea Răgățeanul de mine sau Munteanul vis-a-vis de... Ați închis microfonul? Alo? Avem o pierdere de semnal. Domnul Dan Puișoru, ați mișcat microfonul? Nu vă mai auzi. Se mai S-a întrebat, spuneți. Și am văzut în vest acolo alți oameni de altă calitate, alt ștaif. Și mi-am dat seama, mai avem multe de învățat să vede ce înseamnă anumite regiuni apropiate de graniță de vest și cu cum lucrează. Asta este adevărul. Oameni mai așezați, mai calmi, unde sunt altfel. Discutăm și despre asta, dacă vreți, vă spun așa din ceva simbolic, din ce am trăit. Imediat după Revoluție, când s-a dat liber la plecare, la excursii, la problemele de rezolvat și dincolo de graniță, a trebuit să merg la Viena cu ceva probleme cu familia, cu fetița mea cea mai mică, și mergând pe drum de la Oradea, la un moment dat spune fetița: tate, tu ai văzut că șanțurile în Ungaria, pe marginea drumului, sunt toaletate, curate, frumos? Am văzut și îmi place. Da, zice, ai văzut că pungi de plastic și peturi și de astea au și ungurii, dar cam până pe la Debrețin. Păi, știți de ce? Pentru că până acolo le-a dus vântul de la noi. Exact. Da. Există, deci când mergem și vedem ceva, nu se poate să nu se lipească de noi un exemplu pozitiv. Doar nu știu. O răbdăm pe noastră, că ăștia suntem. Da, dar nu știu, generația noastră, da, asta e... Nu știu cum românii pleacă afară și imediat cum trec granița se schimbă. Vă știți că exact. Avem o putere mare de influență. Vă dau un exemplu. Am lucrat la o firmă de editare video și patronul a zis, mă, la data cutare, la ora 9, locația cutare, avem prezentare la un grup de vreo 30 și ceva de americani. Și să fii pregătit, să ai materialul video pregătit, vii cu laptopul, să fii punctual, trebuie să prezinți și video care l-am făcut ca și publicitate. Și am ajuns acolo, mi-am instalat, au trecut 10 minute, nu s-a întâmplat nimic, am relaționat cu cei care erau prezenți acolo. La aproape la și 40 au venit americani. Și am spus, dar... S-a întrebat organizatorul, ce se întâmplă, că eu nu înțeleg, a fost anunțat la 9, da, dar îi avem de 3 săptămâni aici pe americani ăștia. După ce au văzut la români că nu sunt punctuali, au învățat și ei să întârzie mai mult de 30 de minute. Da.
Nu știu cum înțeleg, deodată ajung român în străinătate, începe să lucreze la câte un administrator din ăsta de firmă sau altceva și încet, încet îl schimbă și pe ăla, domnule. Reușesc să-l schimbi mentalitatea, domnule, formată de atâția ani. Da, da. Ce să vă, a fost o vizită plăcere să vorbesc cu dumneavoastră, să fiu împreună cu dumneavoastră și cu cea mai mare plăcere și altă dată și de tehnologie și hai să încercăm să facem bine și le-am spus de multe ori, bă, lăsăm naibii orgolile astea prostești deoparte că ne fac mai mult rău. Pentru că vă spun drept, Păle Dănuț, deputatul, a zis, dacă veniți și certați, vă certați iar acolo la Comisia de Subagricultură, nu veți realiza nimic. Trebuie să cădeți de comun acord. Nu o să cădem de la comun acord și o trebuie să mergem numai pe regulamente europene, domnul ministru și domnul Constantin. Numai pe ceea ce este afară ca să vadă să se adopte. Credeți, vă spun eu sigur, păi au fost nevoiți să o scoată pe apicultura de la legea zootehniei, că ei vreau să bată palma cu băieții deștepți și să o lasă în continuare acolo. Dar când s-a prezentat că nu poate fi funcționabil acest lucru, că numai anumite 5 specii de animale fac parte conform regulamentul european 1012 din 2016 și a intrat, atenție, la noi în vigoare, că altfel nu l-a adopta la 1 noiembrie 2018, deci a fost o chestie extraordinară că a ținut pe loc legea zootehniei, s-a dus mai departe, că altfel era adoptată. Și asta a fost norocul nostru, Dumnezeu, parcă zice că Dumnezeu ne iubește, parcă că are încredere în noi, zic eu. Așa este. Așa este, a fost bine că s-a întâmplat treaba asta, adevărat este că a fost și un grup de lobby, că dacă nu era un grup de lobby... Da, da, e bun și Marian Irinei pentru că se pricepe, e om politic, a lucrat, a fost consilier județean sau unde a mai fost, a știut cum se pune accentul, a știut cum se discută în cameră, eu înțeleg toate aspectele, dar să știți că nici eu n-am stat cu mâna întinsă și am vorbit cu Păle Dănuț înainte de ședința respectivă. N-am vrut să ies în relief acolo, dar acum știu ce am de făcut și care este calea normală. Sigur. Să mergem mai departe. S-a făcut ora 12, suntem deci în 27, a fost o plăcere, nu știu când au trecut orele. Păi, dacă lăsam emisiunea, încă mai dura încă 2 ore, dar unul din lucrurile pe care eu l-am rugat și pe cei care au fost la firma de avocatură și la alți specialiști este să-mi acorde puțin consiliere și să mă învețe cum să fac mai eficient comunicarea aceasta și emisiunea. Și mi-au spus clar, nu trebuie să depășești 2 ore și așa 2 ore sunt obositoare. Mai dinamică, rubrici mici și subiecte care se incite pe diverse zone ale apiculturii. Da, 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 da. Ei, dacă se vorbește de tehnologie, poate să prelungească mai mult, dar când e vorba de... Știți cum este? Am introdus deja în prima duminică, în prima vinere a lunii, există rubrica Jurnalul Apicultorului, am zis noi, și am un student de la apicultură care vine și pentru luna respectivă vine cu un fel de calendar apicol. Și băiatul se pregătește, face un PowerPoint, are și el ceea ce să vorbească, 10-15 minute maxim și își face prezentarea. Asta este o rubrică. Aștept să creez și n-am încă personal voluntar, că nici eu nu primesc bani pentru treaba asta, cu atât mai mult să susțin treaba asta. Deși am luat modelul altor youtuberi care fac treabă și există o formă în care să fii sponsorizat, o formă corectă de sponsorizare a emisiunii, prin donații pe anumit site. Ei, apicultorii nu sunt generoși în felul acesta. Dacă vorbim de cei care fac stand-up comedy sau alte feluri de canale de YouTube, acolo se adună ceva bănuți. Am înțeles. Ideea este, mi-ar prinde bine să am persoane care să-și pregătească anumite rubrici, anumite teme, care sunt lunar să vin o dată sau de 2 ori pe lună cu creșterea măcilor sau cu prevenția bolilor sau cu lucruri de genul ăsta. Dar încă nu lucru la treaba aceasta. Și nu... Ar trebui foarte mult să vorbească de profilaxia la familie de albine. Deci, igiena pune accentul foarte mult. Deci, văd de obicei la apicultori filme cu rame închise la culoare, faguri negri, acolo înseamnă boală. Ne mai întrebăm de ce apare loca sau diferite viroze la familiile de albine. Trebuie și accent pe profilaxie foarte mult. Foarte mult.
Domnul Dan, mâine dacă intrați pe YouTube, să și intrați, două lucruri sau trei lucruri trebuie să le faceți. Da? Unu, vă rog. Să vă abonați la canal, al doilea să dați like. Nu știu. Și al treilea, este să distribuiți. Din două motive vă spun lucrul acesta. În primul rând, e clar, a fost invitatul special și nu mai intră în discuție treaba asta. Iar apoi mai este un lucru care l-am învățat de la YouTuberi ăștia mari care au 1 milion de abonați. Spunea așa, emisiunea sau video pe care el postează și nu are like-uri și nu este distribuit, YouTube-ul îl devalorizează și îl șterge. Și în seara am asta, înțeles. În seara asta da. A fost deja o emisiune destul de tensionată și controversată. Avem 11 dislike-uri și doar 35 de like-uri. Și ca să nu o șteargă YouTube-ul, trebuie făcut o campanie de genul acesta și scos în evidență. Acum, eu trebuie să gândesc în seara asta un titlu care să-l pun, nu rămâne doar emisiunea Apicultura din România Live, ci să mă gândesc la un slogan care să atragă atenția. Așa când a fost să-l am pe Dorian din Canada, am vorbit despre secretele apiculturii din Canada. Și în felul ăsta oamenii au reținut treaba aceasta. Și acum mă gândeam cum să-i dăm un titlu la emisiunea din seara aceasta legat de dumneavoastră, legat de sară. Nu e problemă. Nu știu ce să vă spun. Dumneavoastră știți mult mai bine. Domnul Constantin, dumneavoastră, cum ați numit emisiunea din seara aceasta? Ajutați-vă! Nu știu, m-ați luat pe nepregătite. Dacă... Să începem, ar zice, știi? Dacă așa că să ne jucăm, nu, trebuie gândit un pic. Lăsați-mă un pic până mă mai gândesc. Îl gândiți dumneavoastră ca să dai. Eu nu știu, am înțeles unde să mă abonez. Când intrați pe YouTube. Dau pe YouTube. Dați când intrați pe YouTube, că acum sunteți conectat. Pe YouTube, pe ăsta la calculator, uitați, am intrat pe YouTube. Acolo veți intra pe Apicultura din România Live și veți vedea emisiunea din seara aceasta. Da, Apicultura din România Live, 26 decembrie 2018, ora 21. Da, intrați pe video respectiv și aveți acolo. Când ați intrat pe video, aveți așa. Dacă e în română, scrie în română, dacă e în engleză, scrie în engleză. Imediat o să deschid și eu. Așa. Și scrie așa. De jos. Pe linkul respectiv. O să aveți acolo în felul următor. Să vă încarce și mie. Aveți unde apar 414 vizualizări. Pe urmă apar 35 de aprecieri și 11 dislike-uri. Dumneavoastră, dacă v-a plăcut emisiunea și prestația care am avut-o împreună în seara asta, dați apreciere. Așa. Nu? Poftim? Da un like. Deci, da un like. Adică da. Apicultura zice 414 vizionări, dar îl opresc. Așa. Și unde dau? Mai jos în like-uri? Unde arată degetul în sus, mâna cu degetul în sus. Mâna cu degetul în sus? Da, este cu degetul în sus. Am apăsat pe el. 36. Da, perfect. Și pe urmă, după aceea vine cu degetul în jos, n-aveți treabă și vine trimite. Share ăsta, da? Da, share. Și am apăsat pe el. Dați pe el și îl trimiteți pe Facebook. În felul ăsta, distribuția va face ca cei care îi aveți în listă să îl vizualizeze și de ce nu, când stați de vorbă cu ei, să le spuneți același lucru. În felul ăsta, video din seara aceasta nu va fi șters dacă noi obținem mai multe distribuții. M-ați auzit? Alo? V-am pierdut. Alo? Acum am... Alo? Da, spuneți. Și a apărut Dănuț Puișorul pe Facebook și pe YouTube. Foarte bine. Distribuiți pe Facebook și pe YouTube. Da. Și în felul ăsta rămâne video respectiv. Rămâne emisiunea în atenția YouTube-ului și nu o șterge. Le spun celorlalți colegi. Da, m-aș bucura în felul ăsta, ar fi păcat că după un timp, ce fac ei? Ei plasează reclama, cum ați văzut că vrem, ei o plasează. Dacă nu este urmărit și nu are tranzit pe emisiune, mă spun, nu ne mai este util, dă-o deoparte. Și nu-și mai asumă costul de a întreține video respectiv pe serverele lor. Ăsta este a 619-a postare pe care eu am în canalul meu.
Și dacă eu îmi caut primele 10 postări, cu greu ajung la ele. Că nu le mai găsesc. Da. Cu toate că eu sunt autorul acestor postări, da? Eu nu am acces. Cu atât mai mult dumneavoastră dacă ați vrea să vedeți prima mea postare, da? Da. Și nu se poate. Păi nu mai găsești. Da, v-am înțeles. Și de asta spun, mai ales că acum ne intră în atenție și vrem ca postarea asta să fie destul de vizibilă. Da. Foarte bine. Eu să mă gândesc, acum sunt obosit, am și musafiri. Da. Am venit soacra și cumnatul pe la mine. Eu am plecat repede de la friptură, n-am mai stat să gust din tortul soției. Și da. Trebuie să văd dacă mănânc acum tort sau nu știu ce. Și nici nu mai pot gândi bine că sunt obosit, dar pentru mâine dimineață trebuie să găsesc un titlu. Și dacă dumneavoastră aveți o sugestie și dacă domnul Constantin aveți o sugestie, mi-o trimiteți pe Facebook. Chiar dacă rău, ciorul... Nu vă aud, să întrerupe microfonul nostru, n-am înțeles nimic. Alo? 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 Eu vă aud foarte bine, dar nu știu dacă mă auziți dumneavoastră. Acum vă auzim, dar mai apar niște păcănituri. Așa, eu aș zice de nu proiectul de lege al Sindicatului Apicultorilor din România. Sau discuții privind proiectul de lege al Sindicatului. Dacă... Nu înțeleg. Nu mai se înțelege. Nu să aveți o problemă la microfon. Bun. Da. Domnul Dan, ne auzim mâine și dacă vine o idee, dacă domnul Constantini vine o idee, o scoatem noi la cap. Bine, vă doresc noapte bună tuturor și multă sănătate. Și la mulți ani. Noapte bună.